Deci am înnebunit în Stixuri, bă, nene, cred că am mâncat vreo 2-3 pachete într-o oră. Ce să zic, donați-mi Stixuri, sunt chiar bune. Și acum, în top comment, ha! Reclamă la Stixuri, am știut eu în tot timpul ăsta. Băi, astăzi m-am gândit eu, cu toate că asta cu gânditul la mine e mai greu, dar totuși iată că se întâmplă, mai rar, dar se întâmplă. Să privim împreună un caz ce să vezi dintre o pițipoancă și unul de la mare trăițare, cu ceafă, lată, burtă, chestie și cu bani. Adică, na, cum se poartă la ele, cum ar veni. Că na, ce să vezi, surprinzător sau nu, aceste două categorii cumva sunt de foarte mulți ani așa printre noi și mereu ajung cumva să fie bine, să se... Nu? Să se... Da, bine, eu acum nu judec pe nimeni, adică mă doare fix în cot ce faci tu cu viața ta, sincer. Doar că de data asta e mult prea amuzant. Vedem și noi, nu? Ce se întâmplă, ce discută un cuplu de genul la masă, cum ar veni. Unele cazuri acum bănuiesc or să fie și cringe ca dracu, dar na, ce să și faci, a? Toată faza de urmează să o vedem ce să vezi de la o emisiune, altă emisiune, numai cu emisiune în ultimul timp, numită Faci Față, Faci Bani, difuzată acum ceva timp la TV și spre surprinderea mea emisiunea chiar îmi plăcea, era una decentă, era bună, pot să zic, adică mă uitam când era mai mic. Hai să vedem despre ce e vorba cel mai bine, nu? Adică, bam! Pe cine luăm? Pe el sau pe ea? Pe el! Clase! Clase! Pe el! Băi, trezește-te, mă! Ce zici, dragă, îți place aici? Nu e așa, mamă! Deja a început, a? Hai că e bine, ăsta, ce zici, baby, îți place aici? Și ăsta, nu e așa, nu e așa ca pe dorobanți, ca pe știi, pe dorobanți era, dar aici, Ce ce e fată de fițe, sigur, fii atent, pe ele la lege, pe ele. Irina, pe ele la lege. A zis-o elegant aici, fată de fițe, adică s-a exprimat elegant. Am afaceri cu droguri, cu d-astea, mai tai niște oameni, niște taxe de protecție, normal că nu poți să apar la televizor. Există așa ceva? Nu e pentru tine, e pentru prietena ta, presupun că e prietena ta. E o prietenă oarecare. E o prietenă oarecare, adică pișeama și pe aia mai multe prietene. Uitați-vă puțin la mine cât de șmecher sunt. Tag life pentru el, șmecher. Oh, facem așa. Și acum iarăși în comentarii o să fie, bă, nu mai face dub-uri de alea, că nu știu ce, bă, nici nu știu ce înseamnă. Vreți să vă mint? Habar n-am. Am înțeles că dacă faci așa trebuie să fii șmecher sau nu știu, ești șmecher dacă faci așa. Adică toată lumea importantă face cumva așa, nu? Și trebuie să fiu și eu să mă număr printre ei cumva, să intru în rândul lor, că dacă nu faci așa, parcă ești degeaba pe pământ, nu existi cumva. În fine, revenind. Deci nu e vorba de asta. Jocul se cheamă Faci Față, Faci Bani. Este simplu, noi spunem o cască în ureche, te întorci la masă, prietena ta nu va ști nimic, noi îți dăm câteva misiuni să introduci cuvinte în conversație. Nu, n-am nevoie, că sunt om respectat. Ai curaj, 15 milioane. Lasă-l, că n-are curaj. Nu că n-am curaj, nu-mi trebuie. Poți să renunți oricând. Să nu-mi dai ură, pe rog. Haide, ok, hai să încercăm totuși, că toată zi e o fată care... Da, am o rugăminte, când vreau să termin. Da, nicio problemă, dacă te deranjează ceva, ne faci semn, noi spunem și te retragi dacă okay. Dar spune-o că o să te distrezi de mine, adică văd că ești un tip vesel. Da, mamă, dar gemeni, ce o să ai, da? Oh! Oleu, ce privire are fata! Ba, acum, de ce să mănânc căcat? Proastă arată bine, n-ai ce zici, adică... Dar na, ce să faci? M-am dat singurica aici. M-am dus aici, de nou. Hai, lasă, dragă, cu ce aer curat aici. Unde vrei să te duc în dorobanți, la toată fițoșia? Te-ai învățat să fii mai fițoasă. Da, era aer condiționat acolo. Ai aer condiționat afară. Dacă ești gata să încep, Mihai, te rog, trage-o de păr puțin. Băgă-i mâna, băi. În locul ăla îi ziceam, dacă ești gata să încep, dă-i croșeul dreapta. Ce? Pentru 100 de ron, prima expresie pe care trebuie să o introduci în discuția pe care o ai cu Ana este: vreau să te faci brunetă. Și cu condițiile astea? Păi am zis să fiu un pic și blondă și brunetă. Mai bine te faci brunetă, că uite, am o fantezie cu brunetă. Păceam băgat atâția bani în păr, tu știi ce greu de întreținut părul blond? Nu sunt clar că tu știi, de fapt, cardul tău știe. Zi-mi ce vrei din... Nu vreau... Mamă, știi câți bani am investit în părul ăsta, vai? Adică, de fapt, nu știi tu, cardul tău știe. Păi băga-mi aici. Uite, deci tu aici, că te-am adus la aer aici. Vreau apă plată cu lămâie. Da, uite. Mai puțin, uite. Apă plată cu lămâie. Și nu te ia vântul.
tot pentru tine, ca să nu te uiți după alte pițicoace. Asta a fost Dumnezeu pe pământ. Tot pentru tine, ca să nu te uiți după alte pițicoace. Adică, hei, pick me, pick me, uite, eu sunt prima aici, prima pițicoancă, celelalte nu, alege-o pe mine. Auzi, dacă mă auzi, spune-ți ochelarii de soare. Te aude. Bine, vă mai bine. PC, slăbuț acolo, simpatică cât de cât, așa, și omul, pare să fie. Da. Bun, trebuie să introduci în conversație cuvântul prostul satului, da? Da. Da, da, normal că da. Deci, Mihai, niște mămăligă. Mămăligă pe tatuia asta? Mămăligă cu pasta, cu usturoi deasupra, cu... Mămăligă cu usturoi deasupra, cred că ești nebun. Combinația fatală, adică cum dracu să mănânci mămăligă cu usturoi deasupra. Ce mai pup eu dacă mănânci usturoi? Ce te uiți așa la mine? Ca la prostul satului? Oh, bine de tot! Cum adică la prostul satului? Că tu nu ești prostul, tu ești ușurețul meu cu fost. Păi văd că te uiți așa, nu știu ce-i cu tine. Bravo, Mihai, te descurci foarte bine. Fii atent, trecem la următoarea. La omul sărac nici boi nu trag, baga asta într-o propoziție. Ai 30 de secunde. Eu vreau într-o țară străină. Aoleu, ce ai putut să zici? Tu nu știi că nu e bani? Cum să nu fie bani? Păi nu e bani. Tu ai o afacere prosperă. Cum nu? Nu merg eu peste tot, nu mă îmbrac eu cel mai bine, nu sunt eu cea mai întreținută. Cum da, să mă că nu asta s-a panicat puțin. Deci s-a panicat puțin mai mult. Cum nu e bani? Adică, păi nu mă îmbrac eu, nu fac, nu mi aranjez părul. Ești sigur că nu mai e bani, că eu mă ridic și plec. Du-te. La omul sărac, nici băi nu tag. Foarte bine. Mă iei tu acum cu astea. Eu zic că, uite, am merge la shopping. Da. Da, acolo n-am ajuns. Toată ziua. Cum adică la shopping? Tu în loc să fii și tu mai așa, mai să mă respecti ca om, toată ziua vrei. Ia să te văd și eu mai mult în bucătărie. Să te văd la spălat, la cărcat, la bucătărie. Unghiile astea ți le tai și gata. Prietene, să te văd și eu la spălat, la nu știu ce, la făcut mâncare. Cu unghiile astea, păi futu-ți morții, mătii. Păi ți-am făcut toate poftele până acum, acum trebuie să mi le faci și tu mie. Până acum ți-am făcut toate poftele, acum ar trebui să mi le faci și mie, să-mi faci mâncare. Stau să ieși și mereu la terase și prin barul să mâncăm. Tu știi stare să faci și să prăjești niște cartofi. O chemăm de mama acasă și ne faci ea de mâncare. Măta, măta. Măta, săracă. Ce mâncare a făcut măta? Uite-te la tine ce slabă ești. Uite mă la tine cum arăți, ce mâncare face măta? Cum ce mâncare face? Foarte cred bună! Că nu știi, cred că nu știi și măta să facă mâncare. Cred că sunteți la fel amândouă. Bun, acum trebuie să fredonezi melodia Căsuța noastră cuibușor de nebunii, da? Căsuța noastră cuibușor de nebunii. Ce ai, mă, ești nebun? Lasă-mă, dragă, să fredone ce mai sunt și mai fericit. De ce ești? Mă gândesc la căsuțe. Căsuța noastră care o să o facem în Italia. Căsuța noastră care o să o fac în Italia, să știi. Pe atunci ai să cântăm împreună, păi ca să-mi place și mie. Hai să cântă, ia să vedem, știi să cânti? Ia. Nu am buget. Ia să te aud, hai. Căsuța noastră, hai că ai început să înveți. Dacă nu o să mor uitându-mă la treaba asta și ascultând replicile lui PC, o să mor de prea mult cringe și tot o să mor. Câștigat 1.000.000 de lei vechi. Da. Ce faci acolo? A început și omul să râd, adică ai câștigat 1.000.000 de lei vechi. Ce mă? I-a zis de 1.000.000, zici că i-a zis, dă-mi leu sau ceva. Păi lasă-mă că mă enervează o spătăriță asta. Alo, vină totodată cu băutura aia. Băi, băgameș! Sunt aici pentru un suc. Păi tu? Așa, îmi place fiind dur. Spune-i că o iubesc. Că o iubești. Cât de mult te iubesc eu pe tine? A fost, stai. Ce? Dumnezeu pe pământ, stai. Deci omul a chemat, băi, ce facem o spătăriță aia, nu știu ce. Băi, hai cu sucurile alea odată. Și vine ospătarul. Doamne, ferește! Ce pula mea. Nu, cât de mult dacă zic, te iubesc foarte mult, să știi. Păi și atunci dacă mă iubești atât de pămit, ca o să vină mama și o să pun să mă învețe să fac de mâncare. Lasă-mă, mă, cu maică-ta, iară mai dus la maică-ta acolo. Pune că și așa nu mă place maică-ta, că știi zice că sunt suedez. Și așa maică-ta, știi, zice că sunt... Sunt suedez și mereu îi convine de mine. Dar cum vezi ție mama că ești suedez? Că mie mi-a zis mama niciodată că ești suedez. Tot adevăr, îmi iau covete niște lucruri la tine, dar nu mi-a spus niciodată chestia asta. Bravo, Mihai! Mergem mai departe la runda a doua. Pentru 200 de roni trebuie să faci gargară. Și dacă poți să obligi și pe Oana să facă și ea gargară. Știi ceva? Mă doare în gât.
Și am învățat eu undeva că și pe ea cred. O gargară de asta ca să dacă mergi tot timpul cu aer condiționat, nu mai mergi. Ce fac asta? Așa să-mi treacă durerea de gât, am văzut eu. Gargara nu e sau la televizor, nu mai am cam minte unde e. Pe Google poate. Ia fă și să vezi. Gargara nu trebuie să-ți ia pe în gură și gen să, a? Ia la suflă în pahar, în pana aia, gen. Dacă poți să faci așa. Să suflu în pahar? E, nu, nu, așa, stai. Cum? Mare, scui pau, are flec, mă, cu aia ce-a dat acolo, mă, pe genul. Bă, așa ceva, mă? Uuu, bă, că nu ești. Erau niște oameni acolo, lângă, la bă, cui pasă, adică. Ia fă și tu, să nu mai fie rușine. Ia fă așa. Și dacă fac o gargare, cu ce calită pe tine? Să văd că ești bună aici de-a mea, așa, să nu mai fii așa pisicoanță, că mă enervez. Pisice? Stai, 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 stai. Nu, deci, rev. Așa pisicoanță, că pisicoanță? Bine, haide, pisicoanță. Să luăm neșe, asta e poziția ei corectă. Asta cred că o practică de foarte mulți ani, adică, hei, mereu rămâne așa cum ar veni. Asta e poziția corectă, așa da. Dacă dorești să continui, ridică-te și sări într-un picior. Dacă dorești să terminăm, scarpină-te în cap. Trebuia să-i dai invers, ce, că e cam... Dacă, da. Ok, Mihai, hai, veniți încoace. Ia-o și veniți încoace. Da, hai vino puțin cu mine. Hai vino puțin cu mine sau ce vorbim. E necâta omul. Omul cu greutate. Ok! Ne pare rău că ai renunțat. Asta e, te-ai descurcat foarte bine. Și când o să vadă pisii în faza aia de la început, că eu am mai multe prieteni, asta e o așa, dă o morție, asta e așa, de plictiseală. Când o să vadă pisii, sau a văzut, că zicea că na, când a văzut pisii, ce ai spus despre ea foarte urât, adică, hei, șmecher până la urmă, adică, hei, cum să nu, aceste ființe minunate, practic, aș putea să le spună, trăiesc pe lângă noi de foarte mulți ani și na, nu știu cum dracu se face mereu și se găsește, se combină, se... Mă rog. Ce să zic, mișto. Și da, o să închei aici, că nu prea mai știu ce să adaug și nici nu prea mai am ce chiar dacă... În fine, dacă desigur ți-a plăcut, nu uita să dai un share, un share, un like și să-mi dai 100, și cu subscribe și 100 de euro și share și like, deci share, like, subscribe și 100 de euro. Hei, Doamne ajută! Și ne auzim data viitoare. Salut!